Salut, a treia zi aici. Am plecat iar spre plajă, dimineața e aproape 9. Aseară ne-am giftuit bine, după o foame legendară de lupi dacici. Am avut o foame de lupi dacici, efectiv. Legendar a fost. Dar ne-am săturat destul de repede cu pizza aia kebab, nu? A fost destul de sățioasă. Ne-a mai rămas din cealaltă, pe aia o să o degustăm între timp, cred că pe plajă. Acum mergem să ne luăm și porția de vitamina D și un colațione, bineînțeles, că na. Este în Italia, e dimineață. Cred că o să luăm niște croasante de alea de la Bauli, că sunt șmechere, sunt chiar bune. Apropo, Ana, știi de unde vine denumirea de Bauli? Uimește-mă. Erau ăștia în fabrică acolo și avea un chinezoi, știi? Și au vrut să-l sperie într-o zi. Și au zis, Bauli! Vaporul Superman. Bă, dar uite câtă lume e pe el. Salut, prieteni metaversați! Nu știu cum se aude microfonul, nu știu dacă e un pic de vânt. Suntem pe malul Mării Lingurici. Și Oana și-a luat prima cafeluță. Colațiune cinstit regulamentar, un Bauli. Gluma cu Bauli sper că v-a plăcut, Luana nu i-a plăcut. Mie mi-a plăcut. Ok, și asta este micul dejun. Bine, de fapt, mai avem și migdale. Eu o să mănânc două Bauli, că sunt mai mare, mai puternic, am nevoie de mai multă energie. Oana mănâncă doar unul. Dar bineînțeles niște migdale. Migdale, sursă de proteine, de magneziu, de grăsimi nesaturate și de fibre. Excelente, excelente. Și asta este marea. Asta este marea, asta este view-ul nostru de la acest mic dejun. Cam asta e ce se poate vedea în jur. Ok. Și acum o nouă pastilă umoristică. Oana, știi cum se numește un bărbat care locuiește în Genova? A? Știi? Genovăz. Asta e glumă din categoria glumelor despre mâncare. Ok. Și acum cred că mi-am adus aminte. Știi cum se numește o femeie din Genova?
Nu știi? Genovezi acolo? O vezi? Genovezi? Hai ca să ți-a plăcut. Ți-a plăcut asta. Și cam asta cu glumele, cu pastila de glume, de umor din dimineața aceasta. Revenim de pe plajă cu alte minunate recenzii sau impresii. Bună seara, până după amiaza. Vântul ne-a dat planurile peste cap, ne-a terorizat și nu prea am putut să stăm pe plajă. Ne-am umplut de nisip, așa că ne-am întors la cazare și acum o să facem o mică plimbărică, după care vom pleca spre prânz. Nu cred că te vezi. Eram la burtică aici. O să mergem la un restaurant, o trattorie locală, unde vom mânca două dintre preparatele tradiționale pe aici. Lasagna al pesto, ce am încercat și ieri, să vedem cum... Și era fost bombă. Ieri a fost bombă, iar la restaurantul ăsta sunt multe review-uri super bune despre felul ăsta. Toată lumea spune că trebuie să mergi acolo ca să mănânci tipul ăsta de lasagna. Și mai am un preparat local pe care nu prea l-am găsit în alte părți. Ceva, un fel de paste umplute cu spanac și ricota și cu un sos de nuci. Și asta ar fi destul de comun pe aici. Așa că o să revenim cu un update. Mâncare în față locului. Și cu mirosul în nas. Sper. O să vedem chiar mai târziu când o să mergem să-i vizităm casa unde s-a născut. Dar acum vizităm chiar biserica unde a fost botezat.
Și acum intrăm fix sub altar, unde vom descoperi ce este, ce se află. Cred că se află o altă încăpere pentru slujbă religioasă. Da, aici suntem în piața Ferrari. În față avem fântâna asta arteziană care momentan e oprită. Probabil seara ai vor da drumul. Tot în față este și Palatul Ducal, Palazzo Ducale. La dreapta, cum ne uităm la dreapta, avem Academia Lingvistică de Bele Arti. Iar apoi spre dreapta, unde avem bulevardul 20 septembrie, cel mai important bulevard, și aici avem Bursa de Valori, clădirea Bursei de Valori. Care cred că a fost prima din Italia. Prima clădire de burse de valori din Italia. Ok, super tare, de pe vremea romanilor. Ăștia erau la bursă, romanii, erau listați la bursă. Ok. Aici avem Palazzo Ducale, după cum spuneam. Aseară am intrat un pic în el de curiozitate. Împreună cu Ana eram, hai să vedem ce se întâmplă. Ne lasă, ne dau afară. Și am mers după un puștan, era îmbrăcat destul de elegant. Și am urcat până sus pe clădire, unde, spre surprinderea noastră, își făceau majoratul niște puști. Am rămas șocat, ce-i drept, că... Da, foarte interesant. Stai oamenii cale aici, nu stai nimeni. Da. Nimeni pe pământ. Cum? Ăștia sunt italieni, nu prea le au cu orientarea în trafic. Nici cu mașini, nici cu mersul. Nu te calcă doar cu mașina, te calcă și... și pe bătrături. Piața San Bernardo.
Aici cred că au fost născuți primii pui de San Bernard, de câine San Bernard. De fapt nu cred, sigur, sigur. Ce avem acolo? Unde? Unde anume? În pungă. În pungă avem parmezan. În pungă avem parmezan. Aici avem lasagna cu pesto, cu aspăt și cu moi de lasagna proaspătului, de pasta proaspătului. Și aici avem la cei cu un copii cu cofură de lume. Să vedem care e treaba cu ele. Dacă sunt bune sau nu, arată bine. Se vede că pestoul ăsta este făcut în casă, pentru că nu este extrem de mărunțit. Și cred că fric super tare. Simt agurul. Hai să ne spui cum e. Frige? Super bun. Frige? E foarte ok. Este extrem de bun. Are un gust super fresh de busuioc. Foarte bun. Foarte bun. Dă-mă și mie să gust și eu, mă lași așa să... Sau. Mă lași pe uscat. Stai așa, 1, 2, 3... Hai, dă-mi și mie o gurită. E mai bun decât orice bun pe care poți să-l deții în viața asta. E peste materialitate, este ceva dintr-un metavers al gusturilor italienești, senzațional. Senzațional. Vreau să mănânc combinat, pot? Ia, zic cum e. Îți face așa creierul. Te rog, mănâncă din asta. Servește-mă, te rog. Oh my god. Molto, molto extraordinari. E demențial. Demențial. Tu te mai bun tot. Mie îmi place aia mai mult. Poate știu. Mâncăm jumătate? Nu? Mâncăm jumătate și facem schimb. Da, da. Hai să vedem. Suntem aproape de final. Eu deja am finalizat. Oana mai are un pic. Cum e? Nu mai pot. Nu mai poți? Mă lași pe mine să mă sacrific? Eu mă sacrific. Ia zi. Doi? Doi ce? Doi pungi. Da, la două stele. Două stele Michelin? Da, pentru asta. Mi-a plăcut la nebunie sosul. Sosul este excelent. Să știi că sunt total de acord cu tine, tot două stele Michelin dau și eu, pentru că au fost super, super, super șmechere, super gustoase, preparate excepționale. Singurul lucru care, da, m-a deranjat este că
Da, atmosfera nu prea îmi place. Sunt foarte gălăgioși aici, spațiul e destul de mic. Uite, ca să vedeți. Ăsta e și cum e amenajat. Noi inițial am stat pe terasă afară, pentru că nu era loc înăuntru, dar pentru că bate un vânt, un năpraznic, bate un crivăț aproape, am zis să intrăm înăuntru. Am găsit o masă liberă și am intrat înăuntru. Iar înăuntru, thank you very much, înăuntru este destul de aglomerat și destul de înghesuit. Dar una peste alta foarte bun. Ca preț, cât dăm noi aici pe cele... 8 euro porția? Deci undeva la 16 euro, hai să zicem și cu apa cât o mai fi, 2 euro, 1 euro, nu, 1 euro, 0,75 cred că e, parcă, a, nu, 0,75, da, ok. Deci undeva la până în 20 de euro, un prânz foarte delicios, pe care chiar îl recomandăm. Dacă veniți în Genova, treceți pe aici, mulți italieni mănâncă, și mănâncă bine aici. Așa că, prieteni metaversați, încă o dată să vă fie de bine, deși am uitat să vă urez. Las cu pâinică, dar mai bine călăvie. Zi, Oana, călăvie. Nici îți place? Știu că asta, călăvia era favorita ta, erai mică. Încă mai este, doar că nu mai mănânc. N-ai mai mâncat de mult, nu? Să facem și noi acasă. Trebuie. Să filmăm, chiar să filmăm rețeta. Foarte complicată de altfel. Băiatu. Știi bancul cu dinozaurul în biserică? Fitness. Acum am aflat unde facem un Peter Pan. Your love is what I need. Soprano. Scurta Via Dante duce spre sud din piața de Ferrari în piața Dante, unde veți vedea cele două turnuri bine conservate ale Porta Soprano, o poartă din zidurile orașului construită la 1155. Cristofor Columb și-a petrecut copilăria în casa de piatră. Ok, asta imediat după. De ceai, de cafea. Pe o străduță gălăgioasă din centru vechi. Ciao ragazzi, ciao, ciao. Credeți că copil Catedrala di San Lorenzo.
Aici sunt păstrate rămășițele Sfântului Ioan Botezătorul, precum și un bol care se spune că este Sfântul Graal. Pe strada, ce strada asta? Via Garibaldi? Via Garibaldi. Înțesată și pe stânga și pe dreapta de o multitudine de palațouri. Palate, palățele, clădiri șmechere. Arhitectură, pe spus. Arhitectură. La nivel mondial. De fapt, asta e o stradă care demonstrează ce forță, ce putere, ce imensitate era Genova ca imperiu, imperiul genovez. Câtă avuție și câtă bogăție. Iarăși piața Ferrari, practic centru. Acum mergem către Universitatea de Belle Arti. Vom trece chiar prin interiorul ei, pentru că e deschis. Și de fapt e chiar un pasaj. În față avem aici o statuie impunătoare a lui Giuseppe Garibaldi. Asta era Garibaldi. Și acum mergem către Universitatea de Belle Arti. Iar ăla-i pasajul. Hai să vedem ce avem aici. Belle Arti, artele frumoase. O acustică foarte bună pe pasajul ăsta. Hai cu aici.
Și acum... Da, un artist stradal senzațional. Acum ne îndreptăm către galeriile... care nu știm cum se numesc exact. Dar... da, putem să spunem că seamănă cu cele din Milano. Galeriile seamănă cu cele din Milano, doar că sunt la o altă scară, sunt pe o scară mai joasă, nu sunt ca cele din Milano, atât de luxoase și pline de magazine de lux. Aici e un pic mai chill treaba, nu e chiar atât de luxoasă. Nu știu dacă am spus asta, dar pentru că am visat casa lui Cristofor Columb și locul unde a fost botezat, poate nu știți cine a fost Cristofor Columb, poate unii dintre voi nu știți. Cred că a descoperit America la un moment dat, ca un mare navigator. Imperiul Genovez, într-adevăr, a avut o mare importanță la nivel de navigatori și la nivel de cuceriri navale, bătălii navale. Erau într-o competiție acerbă cu venețienii, cu Imperiul Venețian. Din câte mi-aduc aminte, au avut și câteva cuceriri în zona insulelor grecești. Și sunt destul de multe influențe în arhitectura grecească, influențe ale stilului genovez, cum și venețian. Piața Corveto, o splendoare. Piața Corveto. Let's go, andiamo, ragazza, bambina, andiamo. Să urcăm pe scările astea să vedem unde ne duc. Sus acolo e o cascadă minunată. Sper să fie un parc. Nu prea sunt parcuri în Genova, ce-i drept. Parcuri verzi, așa cum le știm noi. Parcurile alea întinse. Sunt mai mult spații verzi foarte frumos amenajate. Grădinițe, dar nu foarte multe parcuri. De fapt, n-am văzut niciun parc. Speram aici să fie un parc. Și arată destul de parkish, să zic așa. Sunt curios ce vom vedea acolo sus la cascadă, cum arată. Revenim. Un canal de scurgere al apei. Într-adevăr, ăsta e un parc. E chiar un parc cu foarte multă vegetație mediteraneană. O mulțime de copăcei, de arbuști și chiar și diversi pini sau cum se cheamă ăștia, mă? Cum se cheamă arbuștii ăștia? Pini, brazi, din ce clasă fac parte?
de conifere, conifere. Așa, am scăpat cuvântul. Într-adevăr, e destul de greu să amenajezi parcuri sau să ai amenajeri peisagistice de tipul ăsta într-un oraș sau într-o localitate plasată pe dealuri sau pe munți. Când pe lângă cascadă, am dat de Muzeul Oriental, care în momentul de față este chiar în spatele nostru, dar este în reabilitare. Și am ajuns aici la un Bellevue. Iată ce frumos e orașul, se vede. Acolo e portul antic, chiar acolo unde este acel uriaș vas de croazieră, vreo 10 etaje, cam așa are. Iar aici este portul industrial, în stânga, unde este și cumva aeroportul, dar mai încolo, mai încolo, mai îndepărtare. Zidul casei tale este bipolar. Nu știu dacă înăuntru este rai sau e iad. Suntem în portul antic. Aici se încheie minunata noastră călătorie în acest splendid oraș numit Genova. Suntem la apus, suntem la apus chiar în portul antic. Acum sunt o groază de iahturi și iahtulețe, mititele, bărcuțe mișto, de lux. Iar acesta este orașul la apus. Un oraș deosebit, elegant, frumos. Mâine vom ajunge și în Portofino. Vedem ce este și acolo. Și cam asta este călătoria noastră, city break-ul nostru. În aceste 3 zile, 4 zile chiar, 3 nopți. Vă salut, prieteni metaversați!